Cadrul 3 tras 1. Bă, vă dau la reflector că ați încurcat circulația, bă! Căutați-l pe Vică, împăratul din Fântânele, că ăla-i tata mașinilor. Să nu-ți intre creionul la noi, Tanțo. Pâine zăza, că a furat cărbunele! Ce-a făcut? A furat! Ce-a furat? Cărbunele de la tine, a salvă! Stai, sună de la început! Rato, stai! Care asta? Nu, aia blondă! Prind-o! Mai repede! Ia ochii strângă! Nu, aia neagră, v-am spus! Leul, terileul, de ele până-n văluire din dreapta. Am venit! Unde au ieșit papirul? Da! Ușor! Ent! Uite-l! Obraznicul! Atențiune, atențiune! Vă vorbește Victor Alexe. Bună ziua! Nu vă folosiți de obiectele din cameră și mai ales nu le treceți pe numele vostru, căci nu cadrează. Faceți economie de energie electrică, deci închideți ușa pe din afară. Cine mă caută, mă găsește. Prin târg! La revedere! Atențiune, atențiune! Stimați vizitatori! Pere ținut, pere marcat, parașutele aeriene! Vă invită la o călătorie în an! Întâlnirea cu... Motive tehnice vom reveni cu amănunte. Șefule! Șefule, luați mașinărie! Mă, dar voi nu puteți face nimic fără mine! Fără șef? La pisinica ați mai.
Să mergem până la sperzi, la marginală. Ce fac acolo? Montează o conductă de la pompele avântului până la noi la Zorile. Știi că Victor zice că pompa e de mare forță și poate să acționeze și aspersoarele noastre. Ei, dar Paraschiva ce spune? Că ăsta e furt. Paraschiva nu știe nimic. Păi, Victor zice că o acțiune de cooperare între CAP-uri, știi? Așa da, atunci nu mai e furt. Păi asta vrea să spună și Navică la ședință. Și de ce n-a spus? Că nu l-a lăsat dumneata, de-aia. Mai bine repara pompa noastră. Dar nu se poate. De ce? Victor spune că pompa noastră e bună de aruncat în lac. Păi da, la Vita, uite să o ungă. Așa? Aha. Alo, Flicker! Gata! Bagă apă! Apă! Să trăiți! Vică! Hai! Ce faci aici, domnule Vică? V-am dat drumul la aspersoare. Și cu ce pompă? Că nu au lucrând. Pompa noastră nu o să mai lucreze, că are un defect de fabricație. Și atunci? Cu o invenție. Bravo, domn! Nu știam că ești inventator. Păi nu, eu sunt un bravo, eu pat.